E timpul să-mi iau o nouă jucărie, boșilor. Dar noi ne deschidem pizzerie. O să facem foc mare în casă? Acest clip nu este sponsorizat de nimeni. Oh, caputo. Sper să nu fie nevoie să chemăm pompierii. E destul de costisitor. Numai pizza mâncăm de bani ăștia. Ne apucăm să vândem, știu. Poate așa testă, nu mai are? Zic, nu, domne, vreau să-mi cumpăr în seara asta. Avem cuptorul cel mai profi de pe piață. Primul foc în casă, cum s-ar zice. Deci avem 400 de grade înăuntru. Momentul zero, boșilor. Dar voi vă dați seama că la cuptorul ăsta pizza este gata în 60 de secunde? Gata și ultimul scaun. Hai, mami, punem-o o dată. Ce te-ai luat cu tine, Aria? Ursuleții! Vai, ce zartă ce ochelare ai, așa soare afară. Deci nu pot să cred. A, lumina. Bună ziua și bine ați venit la cel mai nebun vlog, boșilor. Deci am luat copiii de la grădiniță, am urcat până sus în apartament și eram puțin fier. De ce credeți? Nu știu cum procedați voi, dar mie când mi se pune câte un pitic, că na, fiecare om are piticul lui, îi se pune. Așa că îi vom da bătaie unde credeți? La Hornbach! Lăsați în comentarii dacă am pronunțat corect, da? Hornbach! Dacă nu, pentru germană sau ce e, apăsați asta, 1. Da, boșilor! Mergem la Hornbach să luăm cuptor de, ce credeți? De pizza, normal că de pizza. Băi, deci am în cap croasantele, na, sar de la una la alta. Croasantele, prima tentativă de croasante am avut-o acum 3 ani și de-abia acum în perioada asta, care mă urmăriți ce pe... Ce am să iau toate, că zilele astea? Păi zilele astea mi-au ieșit, deci după 3 ani că am abandonat proiectul croasante, m-am apucat de croasante, nu mi-au ieșit. Care mă urmăresc și pe Instagram, lulu.florea, cu siguranță ați văzut nebunia, cum au ieșit și cremele și așa. Care nu, dați un follow să vedeți, lulu.florea. Și na, de-abia acum am finalizat treaba cu croasantele și de foarte, foarte mult timp cochetez, să zic așa, cu aluat, cu pinsa romana, cu pizza, cu toate nebunile. Fac o precizare că Grăsuța și cu mine și cu Pisoi suntem mari mâncători de pizza. Și de vreo o lună de zile m-am mai pus pe citit pe una alta și am experimentat acasă și nu-s mulțumit de rezultate, fraților. Gustul bombă, textura un pic prea tare de la cuptorul de casă, că ridică temperatura la maxim 280 și eu am nevoie de un cuptor, să zic, semi-profesional, care să-mi ridice temperatura de coacere între 400-480, chiar și 500 de grade se poate duce. Al cuptor mai bun, cum zice Pisache din spate. Așa că cea mai bună variantă pe care am mai studiat-o și eu se numesc Oni, cuptoarele astea. Și îl găsim la Hornbach și mergem să-l cumpărăm, boșilor. Acest clip nu este sponsorizat de nimeni. Voi plăti pentru acest cuptor, pentru că nu am destui urmăritori să primesc vreun barter. Vă las aici, boșilor, câteva imagini cu tentativele de pizza napoletană. Ia uitați aici. Bing, bing. Și fiți pe fază să vedem ce urmează și dacă va ieși mai bine cu cuptorul. Haideți să-l sunăm pe Dinga, pe tata, să îl întrebăm dacă ne pregătește și nouă butelie. Auzi, ai cum să-mi aduci mie butelia aia, că mă duc să iau cuptorul ăla de pizza și vreau să încerc să fac în seara asta. Și aș avea nevoie de butelia aia de gaz, care ziceai tu. Da, tata, uite, mai am niște cartofi și plec acum așa. Gata, boșilor, mi-a luat tata butelie, după cum ați văzut. Curăța niște cartofi, bossul meu. Și, da, să vedem cum se termină seara asta. Am așa un pic de emoții, că nici nu stăpânesc foarte, foarte bine rețeta de coca. Am niște paline acum la ultima dospire. Sunt 3 ore durează să dospească ultima dospire și sunt maturate de 24 de ore, de ieri a fost făcută coca inițial. În fine, mai am niște rețete cu biga, cunoscătorii știu despre ce vorbesc, care n-am experimentat-o până acum. Da, vedem ce se, cumpărăm cuptorul și o să am tot timpul din lume să tot experimentez. Yeah. Mai întâi am făcut o mică oprire, să luăm ceva. Unde ne-am oprit? La metro! Trebuie să luăm, vă arăt eu. Andale, andale! Primul stop, boșilor, trebuie să cumpărăm făină de tip semola sau cum se cheamă. Am văzut că eu făceam o nebunie.
Eu făceam un mix de făină normală cu mălai când întindeam. Acum suntem și noi semi-profesioniști și întindem blatul cu semola. Haideți cu mine. Uite aici tu. Ia uite. Mami, șmechera a găsit un căruț, a? Păi da, are și bani în el? Ia. Oh, n-am avut noroc. Ține-te bine că îi dau cu trif. Mamă, ține-te bine, ține-te bine. Ține-te bine, ține-te bine. Ce strigă după tine? Fiți atenți, cum intrăm aici, în drift intrăm. Stai că m-am oprit să mă uit după o agendă și am pierdut, nu mai știu pe unde sunt. Unde sunteți? Hei! Unde sunteți? V-am pierdut! Trebuie să luăm și tavă de asta mișto, de pus palinele mișto, știi? Uite, normal, astea sunt profesionale, dar mie cumva trebuie să mă orientez să-mi intre și în frigider. Dar noi ne deschidem pizzerie sau ce facem? Cuptor de pizza în casă? O să facem foc mare în casă? Foc mare, foc mare. Dar are loc în bucătărie? Cuptor de pizza? Eu mă gândesc la cuptor de pizza mare. Da, la pe vatră. Ok, hai că iau o tavă din asta basic. Oh, caputo. Ia uite. Caputo. Am deja cu cocă la 2 lei. Da. Uite, semola, scrie acolo. Semola. Asta. Dar mai mică nu are? Nu știu, nu cred. Nu are, a? Nu, doar așa. Păi ia 5 kg, ce mare chestie, la cât faci tu? 12,5 de grame de proteină. 12,5, oh, e bun. 12,5. Aia de acasă 12,2 sau 12,3. 12,2, da. Da, dar e la 1,90 lei. Asta e cât e kilo. Să verificați, boșilor, tot timpul să nu fie spartă, pentru că trage umezeală făina. Hai că am intrat după semola și am luat și caputo, boșilor. Ei, ieșire aici. Ce ai făcut, băuiță? Pe unde ieșai? Băi, dacă știam că au la Metro Caputo, făina asta specială de pizza, pregăteam coca de ieri cu Caputo. Dar eu, băiat, istesc ce sunt, am făcut tot cu făină de aia la 2 lei. Păi lasă că acum ții cuptor de pizza și o să tot faci. Mamă. Acum putem să facem ce vrem noi. Ce vrem noi? New toy. Sper să nu fie nevoie să chemăm pompierii. Da, las că vă povestesc eu cu cuptorul ăsta de pizza care-i treaba. Avem nevoie de aviz de ISU, da, ceva. Are odată a băgat păpucea în cuptorul cu microunde și l-am să ia foc. Da, Aria a băgat odată o păpușă în cuptorul cu microunde. Da, Aria, asta a făcut. Mai multe despre cuptor la Horba. Deci este o zi foarte încărcată, cred că în seara asta nu dormim. Tati vrea să facă pizza. Avem și de muncă. Au intrat comenzi la florăria online pentru mâine. Da, a văzut și e ceasul 5:20. Și noi vrem să facem toate astea până la ora de culcare. Ați văzut în vlogul anterior că tati este pasionat de pizza napoletană. Când am fost și am mâncat la București și am mâncat-o pe aia și s-a pus pata să facă și el acasă. Băi, aveam pata pusă de mult pe pizza, eu. Sunt nebuni, dar adică tot ce înseamnă focaccia, cocă și toate nebunile astea, de mult, de mult. Dar e și un buget destul de mare, că ne ajunge undeva aproape de 4.000 de lei cuptorul. Adică pentru o jucărie nouă, 4.000 ron cu toate accesoriile, e destul de costisitor. Numai pizza mâncăm de bani ăștia, ai grijă. Mamă. Numai pizza, ceva nu mai mâncăm să scoată bani. Mamă, câtă pizza trebuie să fac ca să scoatem banii? Cred că și vindem. Ne apucăm să vindem, știu. Alo, vecinii! Da. Facem pizza. Vindem pizza făcută în casa artizanală, napoletană, ce vreți voi. Contactați-ne, dați un like. E timpul să-mi iau o nouă jucărie, boșilor. Haideți cu mine în Horba să vă spun despre ce e vorba. Ce se stă, mami? Cascade. Cascade? Luăm și noi una în casă? Dacă avem cuptor de pizza, o cascadă, ce mai e? Care mai face diferența? Raiul pizzeriei, boșilor. Bă, dar fiți atenți că nu mai are? Nu mai are pe ăla mare? Păi ăsta e. L-are pe ăsta micuț. Ăsta e mic. Noi nu luăm o dimensiune mai mare? Păi nu avea. Eu asta ți-am zis. Eu doar ăsta avea. Pe eu bune? Nu știu ce ai văzut tu. Mai mare că usați-mi pe net. Mamă, boșilor, ia uitați cât e o paletuță de asta. Ia uitați că... E cam micuț ăsta, nu? E micuț? Eu inițial am crezut că o variantă mai mare, că am văzut-o pe internet. La vreo 3.000 de lei. Ăsta e 1.900. Gata, boșilor, inițial vreau să iau o variantă un pic mai mare, de 16 inci, dar vom lua o variantă mai mică, m-am costat și cu grăsuța, zic că de 12 e suficient pentru casă. Așa că... De 12 o fi la toată casa.
o să ia foc toată casa. Așa. După o să se plângă aria acolo. Luăm și o paletă de asta nebună. Uite așa. Pați, 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 pați. Acasă. Mergem acasă. Hai să vedem că tati vrea un cuptor mai mare și aici are un cuptor mai micuț și să vedem dacă îl cumpărăm sau nu. Tu ce zici, să-l cumpărăm? Nu. Sau nu? Nu, nu, nu. Nu? Să-l luăm mai mare? Nu. Ce, dar tu ce zici? Nu mai... atâta. Mai mare? Atâta. Trebuie să luăm mare, mare, nu? Hai să vedem ce decizie luăm. Nu suntem hotărâți. Să dăm banii pe ăsta mai mic și după aia să aibă nevoie de unul mai mare. Boșilor, mare update. Am luat o palețică de asta de pizza, am dat 290 de lei pe ea. Lăsați în comentarii dacă vi se pare mult sau puțin. Și am cumpărat și un termometru cu laser la 250 de lei, la fel. Lăsați în comentarii dacă e mult sau nu. Pe Shane era sau pe Temu, cred că 80 de lei. Și revenim cu mare update când ne instalăm în mașină să vă povestesc despre cuptor, ce facem, ce și cum. Nu am mai luat cuptor pentru că nu avea dimensiunea pe care și-o dorea tati. Să vedem acum ce facem. Unde găsim noi cuptor la ora asta? Boșilor, eu am venit aici inițial să cumpăr cuptorul de 16 inci, nu pe cel care l-aveau aici de 12 inci. Și ce credeți cât noroc să am, că am dat pe... Deci am dat pe OLX un search și am găsit cuptorul de 16 la 2400, nou, la cutie, cu garanție în Năvodari. L-am sunat pe om și mergem să-l luăm, pentru că omul a zis, domne, vino și ia-l mâine. Și zic, nu, domne, vreau să-l cumpăr în seara asta. Păi da, domne, dar eu am băut o bere, nu pot să conduc, că l-am la Năvodari, eu stau în Constanța. Nu-i problemă, vin eu și vă iau de acasă și mergem la Năvodari să luăm cuptorul. Așa că, cum să pleci de acasă cu ideea să cumperi ceva de la Horbach și să ajungi să cumperi de pe OLX, boșilor? Deci asta, eu v-am zis că vlogul ăsta e nebun. Nebun! Haide să luăm pe omul, proprietarul cuptorului. Mașină, boșilor, cu domnul Vasilică și ne îndreptăm spre Năvodari să luăm cuptorul de pizza. Avem două, de fapt, ne-am câștigat la concurs. Da? Da, serios. I-au zis, boșilor, domnul Vasilică ne-a câștigat la un concurs, așa că dacă vreți să câștigați și voi, jucați, fraților. Tati vine și a luat cuptor. Ia uite-l, mami. Oh, super! Mamă, ce cât de mare e. Da, e foarte mare. De 16. Oh, unde îl punem tati pe ăsta? Nu știu, vedem. Îl punem într-o cameră specială. A luat tati cuptor. Mare. Imens. Era o greșeală dacă luam pe la mic. Da. Bine că nu l-am luat pe la mic. L-am sunat pe gata, a plecat domnul și ne-am luat locul. Gata, mă. Și-am luat grăsuțul cuptor de pizza, băi. Băi nebunilor, mamă, cât am mai cuptorul mi-am luat, bombă rău de tot. Hai acasă să vedem despre ce e vorba. Da, sunt super încântat că am luat varianta mare și nu varianta mică. Mă ajuți puiule să-l montăm? Da. Hai, de-abia aștept. Revenim cu update din bucătărie, boșilor! Boșilor, cam ăsta este setup-ul ăla nebun. Next level pentru pizza napoletană. Avem cuptorul cel mai profi de pe piață. La momentul actual, mulți îl folosesc pe social media. Avem un termometru de calitate. Avem o făină de calitate, boșilor! Nu mai promităm cu făină la 2 lei. Avem niște paline aici, făcute cu o zi înainte, nu cu făina asta, dar după cum vedeți, palinele-s făcut de tot cu făină la 2 lei, deci primele pizze cuptorul ăsta vor fi cu făină la 2 lei kilogramul. Și, na, îi dau bătaie, trebuie să vină și tata să mă ajute cu gazul, cu toate nebunile să-l asamblăm. Revenim cu update-ul voșilor când îi dăm prima scânteie! Boșilor, prima oară când deschidem capacul la toată nebunia asta. Ia să vedem, fraților. Lăsați și voi în comentarii dacă ați mai cumpărat de pe OLX produse noi și sunt super bune. Da, dar domnul ăsta a câștigat acest cuptor, așa că îl vindea. El participa cu soția lui la totul de concursuri și aveau foarte multe produse câștigate și printre care era și acest cuptor. Wow, cât e de mare. Mamă, e mare rău. Te ajut? Opa! Unboxing. Wow, boșilor, mamă, cât de mare. Dar bine că nu l-am cumpărat pe ăla mic. Vai, ce mare. Mamă, are două arzătoare, unul pe parte, unul pe spate. Hai să vedem picioarele. Dar picioarele nu trebuie, mamă, toate. Picioarele sunt
Opa, aici ce are? Ia uite, mamă, îi dăm primul lipici jos. Și aici, măi? Aici e o tăbliță, o chestie, o nebunie. Uite, aici are un muștuc. Uite, sau se dă jos. Cam asta ar fi, ia să-l punem. Ia zi, găsul tot ce scrie pe instrucțiuni. Să instalăm picioarele, apoi să punem placa de copt din piatră. Adică asta. Nu sunt gata. Bă, da, bă, da, gata, sunt montate. Da, mami. Mamă, dar asta are vreun ceva, vreun suport, mă? Nu știu. Nu, pur și simplu alunec așa. Nu-mi dau seama. Cât de în spate? Ups, bine. Cred că e. Cred că cam asta e, nu? Cred că acolo trebuie să vină, da. În șanțul ăla. Da, în șanțul ăla. Și ăsta, mă? Ăsta e pistol de radar, boșilor. La aproape 3 milioane, că dacă stat termometrul ăsta e cel mai scump termometru care am cumpărat eu în viața mea. Bă, adevărul și adevărat că nu mi-am mai cumpărat de mult o jucărie și eu. Dar alții investesc în pescuit, în toate nebunile, eu am investit în treaba asta că m-a prins chestia asta cu pizza. Bă, dar nu te dai capul ăsta, ești bun la cap, trebuia să rotești de el. Eu tot trăgeam așa cumva, știi? Și ia să vedem, Maria, cât ai temperatura? Stai așa? Are 30 și... 2, 35, nu e. Ia, ce s-ar să te văd? 36. Cred că arată cu un grad mai mic, gen, așa. Da? Eu cât am? Ia, eu cât am? Yes. Mi-am pus pe frunte? Da, da, ai 34. Ma, sunt sub febră. Gata, bușilor, sunteți nebuni? Ia, zădem la mic. Uite, am dat la mic, mami. Ce văd să dai la mic? Și la mare, așa. Cum la mare? Super! Mamă, boșilor, primul foc în casă, cum s-ar zice. Hai să pregătim ingredientele. Bravo, tati. Pregătim ingredientele. Hai, pregătim ingredientele. Ia uite. 170, 100. Te mui după pic. Crește, că crește, crește. Ți-ai găsit jucărie, nu o știu, a? Nu știu, tati. Ia, buile. Arată ca asta. Ia uitați, mă, ce zice Cezar, că asta. Că de acum pizzele mele trebuie să arate așa ca asta. Da. Da, hai să pregătim ingredientele. Hai că ce să facem, că trebuie. Hai, acum. Mamă, boșilor, ăsta e setup-ul. Am aici apalinele astea, cum am mai spus, cu făină la 2 lei. Am deschis făina semola, da? S-o întind. Băi, cred că sunt singurul nebun care face pizza în casă cu un cuptor de exterior. Normal, ăsta trebuie folosit pe balcoane sau în aer liber, pentru că degajă foarte mare căldură, grăsăța oricum nu suportă căldura, e jale. Deci avem 400 de grade înăuntru și cred că aici sunt vreo 30 în bucătărie. Hai că-i dăm drumul, boșilor, revenim cu update cu prima pizza, hap hap! Mamă, deci arată excelent asta, îmi place mult cum arată. Ia uitați-o, deci uitați-o ce, ia uitați ce bulă mare aici. Deci arată super. După ce am băgat-o puțin în semola, scoatem aici un pic, să o scuturăm. Wow, uite. Uite ce mișto arată. Deci asta aici e superbă. Așa, nu facem foarte mare, că fratele vostru încă n-are experiență cu hau hau miau miau. Dar din ce mi-aduc eu aminte, știu că se pune sosul aici pe mijloc și faci uite așa cu el, hap, 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 din interior către exterior. Fac magie pe paletă. Fac, fac, fac. Mamă, se comportă foarte, foarte bine aluatul când îl întinzi cu semola, deci nu se mai lipește de masă, nu se lucrează foarte mișto. Și bineînțeles că începem cu o margherita, boșilor, că e regina pizzelor napoletane sau regina pizzelor italienești. Vedem cum i-a luat ăsta. Ia uite, tati, prima pizza. Wow, ce frumos ai desenat. Ia uitați-l pe Cezar. Ai colorat? Ce drăguț ai colorat. Bravo, mami, vulcani. Momentul zero, boșilor. Wow. Că s-a descurcat fratele vostru, a? Din prima, așa. Deci n-am mai băgat o pizza în cuptor de vreo 7-8 ani. Mamă, uite cum se face acolo bula aia. Mhm. Bine, o arde pe aia, știi? Dă focul mai mic. Nu, n-ai treabă. Nu, arde, asta e problema. A ars-o pentru că a fost foarte... Foarte umflată. Foarte umflată, da. S-a ridicat sus la foc acolo. Mm-hmm. Boșilor, cam asta e. Prima pizza e așa crocantă, mamă, chiar e mișto. E gata?
Dar mi-a ars-o foarte tare cuptorul pentru că am băgat prima pizza, nu știu cum funcționează și a fost cuptorul în blană. Ai venit cu a doua pizza. Tu acum pe ca în Italia. Mamă! Deci uitați boșilor. Da. Care-i treaba? Bă, de a arătat, n-arată rău. Mamă, de ce uitați-vă? Ia uitați-vă ce gură frumoasă are aici. Ia uite, baby. Mamă, zice. Zice. Bun. Face diferența? Da. Bombă. Ea arată pe sus o textură, ceva. Ai ceva bule? N-am ce să mai zic. Arătă-și nouă bulele de acolo, din coajă. Asta este pizza de restaurant la tine acasă. Deci este, Doamne ferește, bombă rău. Deci ca aia de la București. Exact ca aia de la București pe care am mâncat un vlogul trecut. Hai, mai facem una. Mamă, hai. Pizza numărul 2. Pizza numărul 2. Văd și eu cum se face așa, se pune făină mult așa, bam, bam, bam. Păi mă, iei așa, pac, 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 nu știu dacă din centru spre margini sau din margini spre centru, dar văd eu acum, mă experimentez, știi ce zic? Cum e, mă, mami? Super, super! Arată bine, nu? Băgăm o lingură de sos. Și acum cu ce faci tati pizza? Facem cu șuncă și ciupet, sau cum zic italienii, prosciutto e funghi, prosciutto. Prosciutto e funghi e preferata mea. Mereu comand asta când merg la o pizzerie. Da? Ia să vedem dacă faci o prosciutto e funghi mai bună ca la pizzerie. Ia să vedem dacă fac sau nu fac. Hai să vedem cum iese la... La temperatură mică. Foc mic. Ia uitați-o boșilor. Mi-a ars un pic pe partea asta că nu m-am jucat cu ea, da, ia uite, fiți atenți. Ia uitați. Dar asta napoletanul cum e mereu arsă? Un pic, da, ia uitați-o cum e. Hai că testăm, o să iasă perfect, încet, încet. Era cu bine. La câte pizze trebuie să facem de bani ăștia? Dar voi vă dați seama că la cuptorul ăsta pizza este gata în 60 de secunde? Un vârst de două ori și gata, aici și coaptă. Da. 60 de secunde să se facă o pizza? Mamă! Deci aici sunt curios să văd ce se întâmplă. Wow! Gata bine, da? Gata foarte bine. Nu ce bine arată aici. Nu e crudă. Mă scuzați, eu încă mănânc un rest de la pizza cealaltă. Puțin arsă, e foarte bună. Uite, baby. Bomba. Arată super bine. E bine, așa nu mai e răbdare, a? Te-ai prins la limbă. Eu uite cum mi se ia bordinia. Mă, de aia eu sunt un pic arsura ta. Mănânci până acolo. Dar cred că trebuie să o mai jonglez eu, așa. Fiți atenți că a treia este mișto. Asta e, ai jucărie acum, trebuie să înveți să te joci cu ea. Temperatura. Nu știu dacă de bune e. Încercarea numărul 3. Ei, ia uitați-vă boșilor. Altceva, asta, a treia e cu noroc, a? Altceva. Mamă, ce bine arată asta, ca la carte. Arată super bine. Deci asta arată ca la carte. Boșilor, e super târziu. Cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Sper că vă place a treia pizza. E superbă. Până data viitoare, nu uitați că noi, familia Cezarea, v-am țucat!